Vechii abonați, posibil o parte din ei trebuie să-l știe, fiindcă l-am prezentat și într-un alt vlog. Videoclip, probabil următorul videoclip va fi și cu semănătoarea. Salutare tuturor, sunt al vostru Mădălin Agro, iar astăzi începem semănatul Floarei Soarelui. Este prima zi, ne aflăm cu combinator de 5,6 metri și un John Deere de 220 de cai putere. Desfacem combinatorul. Ne poziționăm pe marginea parcelei. Începem din sens opus semănatului. Vom modifica lățimea de lucru fiindcă ultima oară am fertilizat. Schimbăm senzorii de declanșare pentru a înregistra și pe GPS. Creăm urmă nouă pentru GPS. Activăm fruntea față. Dăm A. Sunt curios dacă în Vâlceaua ce este moale, fiindcă în fiecare an am avut probleme, am rămas înțepeniți. N-am putut să o semănăm, dar la praful pe care îl scoate acum combinatorul, nu cred că în această Vâlcea există exces de umiditate. Trebuiască să mai zisuit din toamnă, deoarece n-am vrut să-mi pierdem apă. Am arat și am discuit imediat. El este deja pregătit, doar că dorim să-i spargem crusta și să-l nivelăm foarte bine. Am văzut că tăfălugii mijloc pe spate, pe mijloc, adună ceva pământ. Ceea ce înseamnă că combinatorul este mult pe spate. Să dăm o mică privire terenului. Deci, sigur, se va semăna foarte bine. N-avem bolovani, avem umiditate. Nu avem decât să dăm drumul la treabă. Să
modificăm puterea maximă a motorului, durația maximă. Avem un consum variat între 4 și 5. Eu zic că este un consum decent. Mergea să schimb și treapta următoare, să merg în CQ4, să obțin o viteză de 15 km la oră, fiindcă tractorul duce combinatorul fără probleme. Însă mărim viteza, riscăm ca organele să nu intre la uniformitate. Aici avem a acestui teren este rezistența mai mare la secetă.
mereu la capăt ne virăm spre exteriorul parcelei, exteriorul brazdei, pentru a permite o întoarcere mult mai rapidă. Aici jos am pus și GoPro-ul, celălalt GoPro, pentru a multiplica cadrele vlogului. Sper la montaj să se înțeleagă și lentilele să nu fie prea acoperite cu praf, cadrele să iasă măcar de o calitate bună. Să verific. Da, m-a trelungit un pic tirantul, deoarece pe roți. Rămâne mai nelucrat. Ne apropiem de finalul primei parcele. Mai avem câteva brazde. Dar o să începem cu facem marginea pentru a se usca până o să venim cu închiderea parcelei. Fiindcă dacă închizi marginea imediat brazdă peste brazdă, riști să-l tasezi, fiindcă n-a apucat să se zvinte. Și nu este nici lucrarea bună. Cum o să vedeam, am ajuns acolo în 30 de minute maxim, preconizez că voi termina parcela aceasta. Cum v-am obișnuit, la final am să vă las și videoclip cu drona. Am achiziționat o dronă nouă, am schimbat-o pe cea veche. Sper să vă placă, aștept părerile voastre. Vă mulțumesc din suflet și pentru susținerea pe care mi-ați dat-o în ultimul videoclip. Apreciez foarte mult că vă rupeți timp să lăsați un like și un comentariu. Mulțumesc tuturor și pentru abonare. Această dronă filmează mult mai bine față de cea veche. Calitatea e superioară. Chiar sper să vă placă, deoarece detaliile se văd mult, mult mai bine comparativ cu vechea dronă. Mă dau jos acum pentru a vă face și o scurtă prezentare combinatorului. Pentru vechi avem un rând de tefălug, de tefăluși pe față, tefălugi cu bare,
care permite copierea terenului, chiar și la viteze foarte mari și mărunțirea, 3 rânduri de organe active, o bară de nivelare și 2 tăfălugi mici. Aceștia au un rol foarte important, deoarece având circumferința mai mică, mărunțesc mult mai, mult mai bine. Tăfălugii mari sunt buni pe față, fiindcă au o circumferință mai mare, iar ei au rolul de a sparge bolovanii mari, să rezulte acest pământ foarte bine lucrat. Sigur, sămânța o să intre la adâncimea dorită. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost și asta alături. Nu uitați să apăsați butonul de like, să-mi lăsați un comentariu și să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Acum o să urmeze videoclipul cu drona. Vă mulțumesc din suflet încă o dată și să ne vedem cu bine în următorul videoclip. Toate cele bune tuturor!